Așa cum avem cu toții, că știm sau nu știm, o metafizică, la fel, că vrem sau nu vrem, avem cu toții o morală. Eu am o morală foarte simplă, să nu fac nimănui nici rău, nici bine. Să nu fac rău nimănui, nu doar fiindcă le recunosc celorlalți ca și mie dreptul de a nu fi deranjați de nimeni, dar și fiindcă socotesc că sunt destule relele naturale pentru cât rău e nevoie să fie pe lumea asta. Trăim cu toții în această lume, la bordul unei nave plecate dintr-un port necunoscut nouă spre alt port de care nu avem habar. Trebuie să dăm dovadă unii față de alții de amabilitate în timpul călătoriei. Să nu facem bine, fiindcă nu știm ce înseamnă binele și nici dacă atunci când credem că-l facem este cu adevărat un bine. Știu eu oare ce rău pot să fac atunci când dau de pomană? Sau ce rău pot să fac educând pe cineva ori instruindu-l? Când e loc de îndoială, mă abțin. Și mi se pare că a ajuta sau a da sfaturi înseamnă într-un anumit fel a comite răul de a interveni în viața altuia. Bunătatea e un capriciu temperamental. Nu avem dreptul să facem din alții victimele capriciilor noastre, chiar dacă acționăm din umanitate sau blândețe. Binefacerile sunt lucruri care ni se impun. Iată de ce le resping cu răceală. Dacă eu nu fac bine, în virtutea unei exigențe morale, nici nu cer să mi se facă bine. Dacă mă îmbolnăvesc, cel mai mult mă apasă faptul de a fi nevoit să oblig pe cineva să mă trateze, ceva ce mi-ar displăcea și mie profund să fac pentru altcineva. Nu am vizitat niciodată un prieten bolnav. Întotdeauna când eram eu bolnav și aveam vizite, fiecare dintre aceste vizite era pentru mine o stânjeneală, o insultă, o violare nejustificată a intimității mele profunde. Nu-mi place să mi se aducă daruri. Am sentimentul că sunt obligat să fac la rândul meu daruri acelora sau altora, n-are importanță. Sunt extrem de sociabil într-un mod extrem de negativ. Sunt inofensivitatea întruchipată, dar nu sunt nimic mai mult, nu vreau, nu pot să fiu mai mult decât ceea ce sunt. Am față de tot ceea ce există o afecțiune vizuală, o mângâiere a inteligenței, nimic însă care să vină din inimă. Nu cred în nimic, nu sper la nimic, nu mă înduioșează nimic. Mă îngrețoșează și mă scârbesc indivizii sinceri ai tuturor sincerităților, ca și misticii tuturor misticismelor sau, și mai bine spus, sincerităților tuturor celor sinceri și misticismele tuturor misticilor. Iar greața cu pricina devine aproape fizică atunci când asemenea misticisme sunt active. Când ele pretind să convingă inteligența altora sau să influențeze voința celorlalți, să găsească adevărul sau să schimbe lumea din temelii. Mă consider fericit că nu mai am familie, deci nu mă văd obligat, ceea ce ar fi în mod inevitabil o povară, să iubesc pe cineva. N-am niciun fel de doruri, decât de ordin literar. Îmi dau lacrimile când îmi aduc aminte de copilărie, dar e vorba de lacrimi ritmice în care se pregătește deja proza. Mi-aduc aminte de ea ca de ceva exterior, prin intermediul unor lucruri exterioare. Nu-mi amintesc decât de lucruri exterioare. Când îmi aduc aminte de copilăria de odinioară, nu mă înduioșează atât tihna serilor de la țară în care mi-am petrecut-o, cât felul în care era aranjată masa de ceai, dispoziția mobilelor în toată casa sau chipurile și gesturile concrete ale persoanelor. Mi-e dor de tablourile de atunci. Iată de ce mă emoționează copilăria mea ca și copilăria oricui. Toate sunt în acel trecut despre care nu știu ce este, fenomene pur vizuale pe care eu le percep cu atenție literară. Mă înduioșează, da, însă nu fiindcă mi-amintesc, ci pentru că le văd. N-am iubit niciodată pe nimeni. Tot ce am iubit
Cel mai mult sunt senzațiile mele, stadii ale vizualității conștiente, impresii ale auzului dispersate, parfumuri care reprezintă un fel al umilinței lumii exterioare de a mi se adresa, de a-mi vorbi despre trecut, atât de ușor rememorabil prin mirosuri, deci de a-mi oferi un plus de realitate și mai multe emoții decât pâinea obișnuită ce tocmai se coace în cuptorul din fundul brutăriei, așa cum se petrecea și în acea îndepărtată după-amiază când mă întorceam de la înmormântarea unchiului meu, care mă iubea atât de mult și păstra pentru mine gingășia unei vagi consolări, nu știu prea bine de ce. Iată morala mea, iată metafizica mea sau iată cine sunt eu, trecător integral, trecător chiar al sufletului meu. Nu aparțin de nimic, nu doresc nimic, nu sunt nimic. Centru abstract de senzații impersonale, oglindă în cădere orientată discret spre varietatea lumii. La urma urmei, nu-mi dau seama dacă sunt fericit sau nefericit și nici nu mă interesează.